Preaiubiți mor, mă bucur în mod deosebit să fim împreună în această seară și doresc din toată inima pe tot Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Anii trec, viața se duce, încă un sfârșit de an bate la porțile vieții noastre și parcă atâta dreptate avea Moise în cântarea lui când zicea că totul trece iute și noi zburăm. Fratele meu Antiuc, parcă numai ieri eram în birou comunității de Arad împreună și viața s-a dus. Mă uitam de multe ori la mai marii noștri și mă întrebam cum au rezistat oamenii aceștia prin viață și au trecut când sunt atâtea probleme. Și dacă Domnul mai îmi dă viață, peste 4 luni fac și eu 70 de ani. Și nu vine să cred. Mă uit în jurul meu și mă gândesc așa de repede au trecut toate. Mă uitam la Marcu Oprea aici, îmi văd cu părul alb, tot mai bine seamănă cu taică-s-o. Mă uitam la Miriana din Coro și parcă ieri am fost la binecuvântarea ei. Și iată că situația se schimbă și tabloul de la o vreme, parcă cu repeziciune, schimbă imaginile din el. Și vedem că suntem trecători. Ce-i frumos că trecem aici, dar credem într-o zi când timpul n-o să mai treacă, când o să fim împreună pentru totdeauna cu Domnul și n-o să numărăm nici în zile, nici în luni, nici în ani viața noastră, ci o să știm că veșnicia veșnicilor este a noastră, slăvit să fie Domnul. Mulțumesc fratelui Ticu pentru invitație, mă bucur că astăzi îi văd așa cum am și amintit pe fratele meu Antiuc, pe fratele Crașovan, pe fratele Vernan, văd și pe fratele Mircea acolo și mi-aduc aminte de oamenii pe care i-am admirat și cu care am colaborat în tinerețea mea. Totul trece iute, dar știți că lăsăm urme. Și zice Ieremia în capitolul 2 cu versetul 23, privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Și câteodată stau așa și mă gândesc, de când am început să mă simt și eu puțin bătrân, am noaptea câteodată insomnii și privesc în valea vieții. Și încep să analizez. Ce am făcut mai puțin bine? Unde puteam să corectez? Pentru ce trebuie să mă rog? Pentru ce trebuie să mă mai pocăiesc? Că mai încape pocăință, oricât să ne avea, pocăință încă încape destulă. În fiecare zi noi suntem chemați să ne identificăm cu Domnul Iisus Hristos și să fim purtătorii chipului Său. Și de aceea iubesc cântarea care am învățat-o când eram copil. Aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine în pribegia mea pe acest pământ. De atâtea ori când grea ispita vine, s-o biruiesc prin Sfântul tău cuvânt. Știți, una din dovezile că sunt bătrân e și asta. Acum mă regăsesc în muzica aceea, până în anii 75-80, acum mă regăsesc. E frumoasă și cântarea cu și mâinile mine înalț, dar parcă încep să mă doară să stau atâta timp cu ele. Mă dor și picioarele câteodată când mă duc la eclesia, cineva mă întreba, păi fiul dumneavoastră păstor aici, de ce nu veniți mai des? Și am zis, eu vin, dar cu o condiție, nu vreau să aud vociferări, eu stau pe scaun. Eu simt că am îmbătrânit și stau pe scaun. Vedeți, fiecare generație se pare că are dimensiune specială în revelație. Într-un fel a perceput Avram pe Dumnezeu, altfel îmi descrie Ezechiel, Ioan ne prezintă situația altfel și mi-aduc aminte de copilăria mea, mi-aduc aminte care era perceperea fraților de atunci. Astăzi stăm în biserică, când dură vara aer condiționat, confort, scaune tapizate, dar eu mi-aduc aminte de vremea când erau niște bănci, niște lăviți, cum se zicea, și stăteam înghesuiți unul lângă altul, așa era și la voi la Odvoș, așa era și la noi la Arad, chiar dacă eram în oraș, înghesuiți și pe culoare, că erau clădirile mici, eram așa de înghesuiți, curgea apa pe noi, dar mă bucuram că mă pun frații să predic, nu-i mai că transpiram. Ziceam, bine că mă pun și pe mine să predic și eram pic de apă când eram gata. Era câteodată râvna mai mare decât înțelepciunea. Dar era vremea tinereții și era un fel de a fi atunci și de a gândi
modul în care trebuie să te apropii de Dumnezeu. Țin minte că părinții mei au locuit în țară și eram copil de 6-7 ani și mă tot gândeam, cum cere Dumnezeu așa ceva? Când am ajuns de 8, de 9, de 10 ani, de 11 ani, la 12 ani și jumătate am plecat de la țară la oraș, mergeam cu tata și cu mama și era vară la munca câmpului, se săpa pământul, se secera cu coasa, curgeau transpirațiile pe ei, dar principiul de bază a pocăinței lor, și sunt sigur că fratele Nuțu vi l-a spus, că ăsta vor prelua de la Bradin după vremuri, era că dacă neprihănirea noastră nu depășește pe a cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci ce făceau? Cărturarii și fariseii posteau de două ori pe săptămână. Și noi, ca să-i depășim, aveam 3 zile de post. Și nu conta că era vremea secerii, că era vremea săpii. Marța, vinerea și duminică erau zile de post. Și parcă o văd pe biata mamă. Era o femeie mai bolnăvicioasă. Toate avea buzele coajbe, pleznite de dogoarea și arșița soarelui și cu o batistă umedă, le tampona și continua să facă mănunchi mai departe după coasă. Și seara, când soarele era spre scăpătat, cu coasa în mâini, cu sapa pe umăr, cu ce aveau, direct la biserică. Se întâlnea biserica să încheie ziua de post. O oră de rugăciune. Și asta n-a fost o zi, n-a fost două, au fost ani de zile. Așa au perceput frații pocăința atunci. La noi în sat, acum mă laud puțin, au fost 3 oameni mai deștepți, așa mai pregătiți. Popa, care era preotul satului, dascălul, care totdeauna era la cravată și când eram copil am zis, dascăl mă fac și eu, că îmi plăcea. Îl vedeam totdeauna îmbrăcat frumos și tata, care nu avea școală multă, avea 7 clase și a făcut niște cursuri de contabilitate. Contabilitatea aia primară, cu intratele, ieșitele, rămasele, nu se știa atunci de sonduri, de credite, așa cum era, așa cum cred că mi-am de registrele lui pe acolo, pe acasă. Și se adunau ei în mod deosebit seara, iarna. Preotul era un om cu minte, un om liniștit. Și cum nu locuia departe de noi, venea și se împrietenise bine cu tata. Venea la noi acasă, dar preotul era prieten și cu dascălul și l-aducea și pe dascălul. Cum posibilitățile materiale erau infime, toți eram în aceeași încăpere, la căldura sobei. Și mi-aduc aminte că ei cântau, preotul și tata. Tata avea voce foarte bună de cântat. Cântau cântările lui Dors. Iisus, iar meu tovară scump, la miezul nopții va veni, de dorul tău, Iisus iubit. Erau cântări care Dors le-a compus versurile, Niculiță Moldoveanu unele le-a pus pe notă. Cântau și mi-aduc aminte de vremea aceea, cu câte pioșenie se închinau înaintea lui Dumnezeu. Și înainte de a pleca, ziceau tatălui meu, frate Tipei, zicea preotul, acum îngăduie să facem și o sfântă rugăciune. Și el își făcea sfânta rugăciune după ritul și obiceiul lui. Tata se ruga ca la penticostali și noi ca și copii ne uitam și ne întrebam ce se întâmplă. Acum ecumenismul începe de la noi din casă. N-a fost așa, a fost o bună înțelegere. Dar toate problemele acestea, nu din răutate, din dragoste frățească, au mers până la sancțiuni. Într-o zi, lui tata, frații au spus, de azi înainte nu mai ești conducător de adunare. Te-ai împrietenit cu popa și între noi și cei de afară nu e voie să fie nicio legătură. Mai vine și dascălul acolo, care e membru de partid, n-are ce căuta acolo. Și pe lângă toate acestea, mai făcuse și greșeala să o ducă pe sora mea la spital și să o interneze în spital că a fost bolnavă. Ori, la Sintea Mică, la Zărand, la Caporan Alexe, la Cintei, ferească Dumnezeu. Era doctrina aceea după vremea lui Ilie Comrăușan. Că oricât erai de bolnav, 3 zile de post și rugăciune, ți se făcea ungerea. Dacă te vindecai bine, dacă nu, ziceai, Doamne, mă pregătesc să vin la tine. Asta era situația.
Și l-au schimbat pentru treaba asta. Vremea s-a dus. Așa au conceput frații. Am venit noi, am început să creștem. Am crescut pe malul Mureșului în Arad. Mureșul trece pe acolo. Dar știți că nu aveam curajul să facem baie în Mureș? Ferească Dumnezeu să audă, frate, că ne-am dus la Mureș. Nu știu cum era la voi. Dar la noi era scandal trecut să te duci la Mureș, să te dezbraci. Ai de capul meu! Eu mi-aduc aminte că totdeauna am fost așa un non-conformist și am găsit o soluție în spate la fabrica de zahăr. Acolo a fost așa o fareză puțin mai mică și ne-am dus acolo. Mi-am găsit niște prieteni, era să și mor acolo, să mănec. Dar așa am perceput. Dar și când am început acțiunile la nivel de biserică, tot noi am fost cei care am înțeles altfel. A venit programul unic, nu e voie, numai cum departamentul curtelor aprobă zilele de program, orele, tot. Ei, nu! La biserica din Grădiște situația a fost alta. Am auzit că cei din Timișoara au serile de tineret. Ce? Noi nu putem să avem serile de tineret. A venit Valer Brâncovan și ne-a spus că există lideri de tineret. Ce? Noi nu putem să avem lideri de tineret. Am adunat noi bani cum am putut, cineva ne-a făcut rost de multă carne de porc, într-o duminică veni cu două valinge de șnițele și struguri toamna. Și am făcut sărbătoarea mulțumirii. A doua zi, cine a fost chemat la tovarăș? Băiatul, că am fost cu inițiativa. Nu se făcea evanghelizări, era mare problemă în vremea aceea. Am început evanghelizările. Știți pe cine am invitat primul la evanghelizare la noi când am făcut-o? Eram deja în conducere, pe fratele Leontiuc. Și acum țin minte, fratele Leontiuc, ce ați predicat despre sutașul Corneliu. Și acum țin minte. Și mi-aduc aminte că păstorul nostru de atunci era un om foarte credincios, fratele Mariș, dar era fricos. Și a zis, bă, voi mâncați pita, mă, voi mâncați pensia. Și nu a vrut să vină prima seară la biserică. Și când i-am spus a doua zi, știi cine a fost? Cine? Leontiuc de la Timișoara. Mă, și-a venit, a venit. Nu au venit vreo două, trei zile, după aia au venit și el la evanghelizare. Dar am forțat nota și am început să gândim altfel. Ce cravată! Nici vorbă cravată! Veneau frații de la Timișoara, că erau cu un pas înaintea noastră, la cravată, cu freză. Noi tunși toți copoți, parcă eram ieșit din pușcărie. Nici n-am știut dacă am părut creț sau cum l-am avut până când am ajuns de 17-18 ani, când m-a văzut tata că m-am tuns. Băi, dar iar vrei să-mi ridici frații în cap. Asta a fost situația. Vă spun toate astea pentru că fiecare perioadă de timp a avut aspectele caracteristicele și curiozitățile ei. Dar ce-i frumos că totdeauna gândul lui Dumnezeu a trecut prin toate. Și voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită, trebuie să prindă contur și să ne poarte din biruință în biruință, slăvit să fie Domnul. Nu s-au împăcat, frate, nici când am format fanfara. În 1968, când am format fanfara, au fost câțiva care au plecat de la noi din biserică, în altă biserică, că am băgat fanfara în biserică. Acum, unii se supără că de ce nu punem prea puțin fanfară, ar trebui să o punem mai mult. Și acum nu e mai problemă fanfară. Întotdeauna oamenii au conceput într-un fel sau altul. Ce-i frumos! Că toată Biblia asta are o mulțime de legi sfinte, de porunci sfinte. Unele au caracter teologumenic, adică nu se poate schimba. Nu există mântuire decât prin Hristos. Nu există alt procedeu decât prin botez. Cine crede și se botează va fi mântuit. Nu există viață veșnică decât prin părtășia la actul euharistic, la cina Domnului. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață și va fi înviat în ziua de apoi. Astea nu pot fi contestate. După aia avem rânduielile. Și avem și rânduieli de stume, care nu le pune o biserică. În Fapte 15 deja apare prima rânduială. Se adună ucenicii, apostolii, discută ce să facem cu neamurile care se convertesc. Și zic, s-a părut nimerit Duhului Sfânt, dar recunosc că și lor, și nouă. Zice, ca să nu punem pe ei o mai mare însărcinare și au luat prima decizie. Era cam în anul 50, după Hristos, când a avut loc primul conciliu. Și de atunci apare rânduiel. Ați găsit scris undeva în Biblie cum să ține o cununie? Nu, dar avem o rânduială.
care e statuată la nivel de țară, de continent, la nivel mondial, și așa sunt o mulțime de rânduieli. Și apoi apare a treia categorie, unde aici suntem mai ciudați câteodată, regulile care ne stabilesc bisericile, conducerile bisericilor, cu bătrânii bisericilor, și nu totdeauna generațiile ajung la numitor comun. Când Duhul lui Dumnezeu este la lucru, se ajunge la numitor comun. Nu departe, la biserica de pe Ștefan Mangiaru, Virgil Mangiaru, cealaltă, da, bine zic. Acolo o tânără m-a întrebat și a zis, cum credeți că se poate rezolva conflictul dintre generații? Și am zis, foarte simplu. La crucea Domnului Iisus Hristos coboară dealurile, se ridică văile și ajungem toți la numitor comun. Când oamenii s-au pocăit cu adevărat, nu mai e problemă. Ceea ce doresc în seara aceasta, doresc să vă spun tuturor că Dumnezeu vrea să fim purtătorii chipului Său. Să fim pocăiți cu adevărat. Pentru că am luat și am pus în fața dumneavoastră un cuvânt cherigmic. Așa vorbește Domnul. Și după expresia aceasta te apucă fiorii. Pentru că nu mai vorbește un om, vorbește Domnul. Mi-aduc aminte că într-o noapte am avut un vis foarte interesant. Nu avusesem reușită într-o zi și eram tare tulburat. Ne-am pregătit mult pentru ziua aceea. Am pregătit grupuri de cântăreți și ne-am frământat să iasă cât mai bine într-o localitate unde nu erau credincioși penticostani și ne-am dus acolo, în casa de cultură, să facem un program, să chemăm oamenii la Dumnezeu. Și după ce am zis noi că am făcut o treabă bună și am zis, a ieșit extraordinar, mi-am permis să fac invitații și să chem oamenii la piciorul amvonului pentru rugăciune, să-și predea viața. Și nimeni n-a venit. Și am insistat și nimeni n-a venit. Și am fost așa de supărat și am zis, da, pentru slava noastră am vrut să facem, nu pentru Dumnezeu. Noi am vrut să ieșim în evidență, nu Dumnezeu. De ce nu ne ajută? Și eram așa de tulburat. Țin minte că o familie care avea o situație materială mai deosebită a pregătit în curte o masă pentru toți frații de la Arad care au venit. Și n-am vrut să mă duc nici la masă. I-am spus sorei de acolo, care era proprietara, ia tinerii ăștia și du-te la masă, eu mă duc acasă. De ce? Nu te simți bine? Nu mă simt bine. Și nu mă simteam bine sufletește. În seara aceea, până târziu noaptea, stăteam în gândul meu și îl întrebam pe Dumnezeu, Doamne, unde am greșit? Ce trebuia să fac? Și târziu de tot am avut un vis. Am adormit și am avut un vis. Se făcea că a sunat telefonul, nu erau telefoane mobile. Eu aveam telefonul pe un coridor lung a casei și m-am dus la telefon. Și când am ridicat receptorul, am auzit melodia cântării, te adorăm în fericire, Doamne, gloriei cerești. S-a terminat melodia și o voce îmi spune, ești în legătură direct cu Iisus Hristos. La nivelul visului, am simțit că tremuram tot și nu mai știam. Parcă îmi tremura telefonul în mână și am auzit cea mai blândă voce care am auzit-o vreodată. De ce te tulburi? De ce te agiți? De ce vrei tu să intri pe terenul meu? Tu ți-ai făcut treaba ta și eu o să o fac la vremea mea. Liniștește-te și mergi înainte. Și din nou s-a oprit vocea și am auzit din nou melodia și s-a întrerupt. M-am trezit și vreau să vă spun că nici odată n-am avut așa emoții cum am avut atunci. Deși eram în vis, tremuram tot, m-am trezit în vis, eram lac de apă și îmi tremurau și mâinile și picioarele. Am vorbit cu șef de state, am fost și pe vremea lui Bush întâi la micul dejun cu președintele Statelor Unite și cu tot. Eu nu sunt un om care să mă pierd, dar atunci am înțeles că e vocea lui Dumnezeu. Aș vrea în seara aceasta să înțelegeți că e vocea lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul. Și Domnul vrea să vorbească ceva în seara aceasta. Și aș vrea să vorbească pentru fiecare din noi. Pentru că toți avem, începând cu mine și terminând cu ultimul membru din biserică, toți avem ceva de învățat. Știu că suntem ocupați. Știu că suntem obosiți.
Știu că suntem într-o perioadă a goanei nebune prin viață. Încercăm să facem în fiecare zi mai mult. Unii probabil se gândesc la afaceri, alții poate se gândesc la pregătiri, alții poate se gândesc la viitor și fiecare vrea să facă ceva. Și cuvântul de ordine, dacă îl întrebi pe unul astăzi, ce faci? Sunt obosit. Sau dacă îmi întrebi, dar de ce ești obosit? Oh, sunt așa de ocupat. Și copiii mici din școală deja au preluat expresia asta. Ce mai faci? Sunt obosit. Am un nepoțean, Ricci, băiatul fiului meu care e păstor al lui Oti, și dacă vine de la școală, câteodată nevastă mi-a luat, zice, hai să vedem, ai teme, ai ceva, că vine mama ta și ne ia la întrebări. Și îmi zice, lasă-mă că-s obosit. Dar după ce m-ai scăpat afară în curte 2 ore, nu-i mai obosit. Dar e obosit atunci când îmi chem să facă ceva. Ne-am obișnuit să fim obosiți când trebuie să venim la rugăciune. Ne-am obișnuit să fim obosiți când avem repetiții. Ne-am obișnuit să fim obosiți când trebuie să vizităm pe orfan, pe văduvă, pe neputincios, pe bătrân. Ne-am obișnuit și ne-am obișnuit cu expresia sunt obosit. Dragii mei, s-ar putea întâmpla să zică Dumnezeu, sunt obosit. Ați obosit răbdarea oamenilor și am obosit și răbdarea mea de Dumnezeu. Și va fi vai de noi dacă Dumnezeu ne întoarce spatele și face uz de expresia profetică. Ascultați-mă voi care umblați după neprihănire, voi care căutați pe Domnul, ascultați-mă, zicea profetul Isaia, în seara aceasta, ascultați-mă voi care sunteți obosiți. Ieremia ne dă secretul, Isaia ne spune să privim la Domnul, Ieremia ne spune să căutăm o cale și calea asta nu e oricare, e o cale veche, dar e bună, drept la cer conduce, a umbla este bine pe ea, e calea care a trasat-o Iisus și despre care citim în Ioan 14:6 că ziceam, eu sunt calea, adevărul și viața. Erau obosiți evreii, poporul avea o inimă dârză, poporul avea o inimă răzvrătită, zice profetul în capitolul 5. Poporul zicea, să ne temem noi de Domnul Dumnezeu, dar ce, nu ne dă El ploaie? Se mizau pe faptul că ploaia vine la timp fără probleme, chiar dacă e nevoie de ploaie târzie sau timpurie, ea vine. Și poporul acesta era catalogat de Dumnezeu ca fiind un popor format din oameni răi, oameni care pândesc ca păsărarul, care întinde laturi, întinde cursă și prind oameni, căci de la cel mic până la cel mare, toți sunt lacom de câștig. De la proroc până la preot, toți înșală. Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu zicând, pace, pace, și totuși nu este pace. Era tabloul în care Dumnezeu îmi trimite pe mesajul pe care l-am prezentat anterior poporului și îmi trimite pe Ieremia să-mi transmită. Da, ne-am obosit cu problemele noastre. Ne-am încărcat prea mult și avioanele astea uriașe care zboară au un anumit număr de locuri și nu pot să urci la bord mai mult decât atâtea câte locuri sunt. Cala aceea, oricât ar fi de mare, este limitată la o anumită greutate și nu poți să o încarci mai mult, că riscă să nu se ridice avionul sau chiar dacă se ridică să trebuiască să aterizeze în fortă sau, Doamne ferește, să cadă în timpul zborului. Pentru că toate au limite. Viața aceasta are limite. Domnul Iisus Hristos din viața Lui a dat 10 ani Tatălui. 3 ani și jumătate din cei 33 de ani și 6 luni i-a pus în exclusivitate la dispoziția lucrării pentru Tatăl. Ce facem noi pentru viața aceasta? Sunt obosit. Și trebuie să recunosc că a început să-mi placă și mie expresia asta. Mai zic câteodată soției, dăm un pahar de apă sau dăm mai așa, zice, da, uite, e acolo. Mai zic, obosit, dăm tu. Și ea se uită la mine, râde și zice, bă, chiar ai îmbătrânit. Ei, asta este situația. Dar trebuie să recunoaștem că nu totdeauna suntem așa cum încercăm să pozăm. Ei, izraeliții,
pozau într-un mod negativ. Și Domnul zicea, voi spuneți că sunteți obosiți, că voi sunteți în căutare și vreți să găsiți odihnă și pace, nu trupească, ci sufletească, pentru voi. Știți care e soluția? Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Asta zice Dumnezeu prin Ieremia. Asta zice Dumnezeu prin Isaia când zice, priviți spre stânca din care ați fost ciocniți, spre gaura gropii de unde ați fost scoși. Și ne îndeamnă să privim și să o copiem. Asta vrea să zică Apostolul Pavel când zicea, ațintiți-vă privirile la Marele Apostol și Episcop a sufletelor voastre, adică la Iisus, să luăm ca model. Asta vrea Domnul să ne spună în Evanghelia după Matei când zice, învățați de la mine, că eu sunt plin și smerit cu inima. Capitolul 11, cu versetul 29, parmise. Vreau în seara aceasta să vă spun că Domnul totdeauna vrea să vină cu soluția și îți spune concret ce ai de făcut. E important să accepți. Care o fi calea cea bună? Bineînțeles că după cuvântul cherigmic, după cuvântul profetic al serii, e o cale veche. Și ce fain că peste 3 ani avem 100 de ani. Noi suntem calea cea veche. Calea penticostală, de 100 de ani, mergem pe calea asta. Nu e adevărat. Nu suntem noi cei mai vechi. S-ar putea să vină frate baptist și să zică, băi, da, noi suntem în jurul a 150 de ani, noi suntem calea cea veche. Nu, nici ei. Metodiștii o să spună, păi da, imediat după anul 1750, Wesley a început să practice vindecarea prin rugăciune, prin credință, să se roage și a început încă de atunci rugăciunile de grup. Noi suntem cam la ce veche, nu nici ei. Șeful nostru, pe care nu l-a ales majoritatea președinte, poate să vină să zică, dar noi luteranii suntem. În 1517 Martin Luther a făcut reforma și s-a ridicat împotriva derapajului pe care biserica tradițională l-a acceptat. Noi suntem cărarea cea veche, nu nici ei. În 1054, când s-a produs Marea Schismă, s-a putea întâmpla, să zică ortodoxi, și noi tocmai de aceea ne-am despărțit de catomici, pentru că ei au acceptat închinarea la idoli, la acele statuete și noi n-am fost de acord. Noi suntem cărarea cea veche, nu nici ei. Nu-i nici biserica cu scaunul de la Roma, cărarea cea veche și calea cea veche e cea din Ioan 14:6. Eu sunt calea, adevărul și viața, zice Iisus Hristos. Și cine merge pe calea aceasta, ăsta niciodată nu zice că e obosit de Iisus. Ăsta niciodată nu zice că s-a săturat de Iisus. Ăsta niciodată nu spune că poruncile și cuvântul și învățăturile și propovăduirile Domnului Iisus Hristos sunt greme. Ăsta niciodată. Când iubești pe cineva, nimic nu-i prea greu. Nimic nu-i prea greu. Dacă iubești pe cineva, orice cer, ești gata să faci orice. Ești gata să faci orice. Mi-aduc aminte când soția mea a fost bolnavă și a fost foarte bolnavă, a fost operată, 182 de copci, a fost foarte bolnavă. Știți, pentru mine cel mai greu lucru, iertați-mă surorilor, este să mă trimiteți la bucătărie. Nu să mănâncă, la mâncare mă descurc bine, se vede pe mine. Dar dacă trebuie să fac ceva în afară de un ceai și două ochiuri, nu mă pricep la nimic. Așa un dezgust am de așa ceva, să mă duc eu să mă amestec în bucătărie. Sau să tragi capota la mașină și să zici, vezi că nu merge ce. Nu, chiar dacă am lucrat în construcții de mașini, nu am nici cu astea, să nu văd chei și o berniță din asta. Nu-mi plac, n-am fost făcut pentru astea. Însă, când soția mea a fost bolnavă, chiar dacă nu mi-a plăcut, am făcut și sarmale. Nu mă întrebați cu ce gust au avut, dar mi-am făcut. Am făcut și mâncare și am făcut tot ce am putut. De ce? Era soția mea, o iubeam, era mama copiilor mei și știam că trebuie să fac. Și am făcut că dragostea poate totul. Poate totul! Așa zice Apostolul Pavel. Dragostea poate totul.
Când iubești cu adevărat ceva, nimic nu-i prea greu. Dumnezeu ne iubește și nu-i prea greu să ne ierte. Pentru că El, tocmai de aceea l-a dat pe Domnul Hristos în lume. La sfârșitul secolului II, Ireneu zicea că Dumnezeu m-a trimis pe Fiul Său în lume prin poarta nașterii din Fecioare să intre, ca pe noi să ne poată duce în cer printr-o naștere spirituală. De aceea a venit Domnul Hristos în lume și nu-i prea greu pentru Tatăl din cer să ne iubească. El ne iubește nu pentru ceea ce facem, pentru ceea ce suntem, pentru că noi suntem creați după chipul și asemănarea Lui. Că noi vrem într-o zi să întoarcem spatele, e treaba noastră. Că noi vrem să-i spunem, cum au zis izraeliții, nu ne interesează, și așa ploaie, și ploaie târzie, și timpurie, e normal să ploaie, nu interesau. Că noi vrem într-o zi să ne trasăm căile noastre, e treaba noastră. Poate că o să vă mirați dacă vă spun ceva. Eu nici nu cred că Domnul aruncă pe cineva în iad. Nu. Omul se duce singur acolo. Omul se duce singur. Există cer și în fața noastră sunt cele două căi. Calea care duce la cer, unde te duci, și calea trasată de Domnul Iisus Hristos, și există una cu sens unic. Și dacă ai acceptat să intri pe ea, întoarce-te dacă poți. Nu te mai pot întoarce numai dacă te salvează cineva. Și cel ce te poate salva este Iisus Hristos. În El avem viața, ființa și mișcarea, predica Pavel la Atena, și nimeni nu poate scoate de acolo. Oamenii se duc în iad că trăiesc în păcat. Iadul este locul unde Dumnezeu nu privește niciodată, zicea Tortcăi. Dumnezeu nu privește niciodată acolo. Și nu trebuie să fii într-un loc mai rău decât într-un loc unde Dumnezeu nu privește niciodată. Unde totul e sumbru, unde totul e haos, unde totul e dat peste cap. Și bieți oameni se duc și aleargă pe drumul acesta. Și într-o zi s-ar putea întâmpla să auzi mesajul care l-au auzit evreii când Moise s-a ridicat în fața lor și a zis: iau martor cerul și pământul, că ți-am pus înainte viața și moartea, binele și rău, alege omule. Și o să stăm în fața aceea ce am ales. Aceea ce am ales. Veneam din Elveția cu niște frați din conducerea cultului și nu era domnul Google să ne îndrume în vremea aceea, nici GPS-uri. Era imediat după Revoluție. Și eu am fost la volan. Și am zis că venim pe la Innsbruck, să trecem direct în Austria, nu mai mergem roata până în Germania și ajungem mai repede. Dar după ce am trecut, unul din frați care mai fusese odată a zis: asta e autobanda. Eu am zis: bă, mie pe harta asta, că era o hartă ce am luat-o dintr-o benzinărie, poate îmi dă altceva. O zis: nu-i reactualizate, nu, eu știu, cunosc drumul, mai fost pe aici. Și așa de bine cunoscut drumul, că într-o sâmbătă noaptea, toată noaptea am umblat. Ne-am dus, ne-am întors, n-am mai știut să ne întoarcem nici la loc unde am fost. Eu m-am zăpăcit de cap, că eu am fost la volan, ceilalți nu au avut curajul să iei volanul mașinii, și am umblat toată noaptea. La un moment dat, înspre 4-5 dimineața, am tras undeva într-o parcare și am zis: aici stăm și ne odihnim și vedem după ce se face ziua ce va fi. De ce? Pentru că am ales un drum greșit. De ce se întâmplă ce se întâmplă în viața ta, iubitul meu? Pentru că ai ales un drum greșit. Stați și întrebați, zice Dumnezeu. Zice și prin Isaia: dacă vreți să vă întoarceți, întoarceți-vă, veniți iarăși și întrebați. E noapte, mi se strigă din Seir, străjerul mai este în munc din noapte. Și străjerul zice: vine dimineața. Și încă este tot noapte. Dacă vreți, întoarceți-vă, întrebați și veniți iarăși. Avem șansa să ne încadrăm pe drumul cel bun, să mergem spre direcția care o dorim. Dar întotdeauna Dumnezeu ține cont de voința noastră. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, numai dacă vrei. Dacă nu vrei,
vine Obadia și foarte categoric în versetul 15. Cum ai făcut, așa ți se face. Faptele tale se întorc asupra capului tău. Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu ne poruncește în dragostea Lui să ne iubim unii pe alții. Ioan 13:34. Porunca categorică, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, zice Domnul Iisus Hristos, să trăim în dragoste. Pe cărarea aceasta veche, de unde găsești odihnă și pace sufletească, nu poți merge dacă nu te asemeni cu Dumnezeu, dacă nu te asemeni cu Hristos, dacă nu poți să-ți însușești ceva din dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește, așa cum spuneam, pentru că de aceea a venit Domnul Hristos în lume, determinat de dragostea Tatălui care m-a trimis, și în Psalmul 40 cu versetul 70, iată-mă că vin, în sumul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și a venit, și a venit și a trasat camea, și a venit și ne-a deschis drumul, și a venit și ne-a arătat cum putem găsi odihnă și repaus sufletesc, și a venit să ne aducă dragoste și bucurie în viață. Uitați-vă, oamenii care se bucură, oamenii care iubesc, oamenii care nu sunt ranchiunoși, totdeauna și mai frumoși ca ceilalți. Te uiți la ea, trece prin viață. Și dacă eu țin minte că m-am dus într-o familie cu foarte mulți copii, o familie foarte săracă și nu știa nimeni că mergem. Ne-am dus cu ceva ajutoare, se apropiau sărbătorile, cam așa, ca în vremea aceasta. N-aveau nici gard în jurul casei, atât erau de săraci. O familie undeva pe o coastă, pe o șarpantă a unui, n-aș putea spune chiar dean, că acum începe și un munte, și ne-am dus acolo. Și când ne-am dus, am auzit gălăgie în casă. Când am auzit gălăgie, se cânta o cântare. Se termina cântarea și am vrut să intrăm, dar ei au început direct în rugăciune. Și s-a făcut o rugăciune și au început din nou o cântare. Și mi-am dat seama că oamenii ăștia, într-adevăr, îmi iubesc pe Dumnezeu și se iubesc unii pe alții. Era o familie cu mulți copii, mai veniseră și alții acolo, că erau așa câteva sănașe răspândite, și se rugau și cântau. Și pentru ei tot a fost frumos, se bucurau că se apropie sărbătorile de iarnă, spuneau că vor cobori jos la biserica din Vane, la Vidra, că totul este așa de frumos și erau așa de încântați. Iubeau și trăiau în dragoste. Când îți iubești soția, când îți iubești copiii, păi nu o bucată de pâine atâta dacă ai. Ai o împarți în bucățele exacte și cu fiecare împarte te bucuri de bucățica care îți revine. Ba, eu mi-aduc aminte de mama. Mama ne iubea, familia noastră a fost organizată așa, într-un timp patriarhal. Tata a fost șeful. A fost șeful până a murit, el a fost șeful. Și cu o zi înainte de a muri, spuneam la conferință, sâmbătă m-a mustrat. O fi avut și el dreptatea lui. Dar aveam pretenție în mod deosebit a anumite sărbători să fim toți acasă. Și nu atât de mult era prioritară pretenția lui cât bucuria mamei. Când o vedeam pe mama, noi toți eram, curtea era plină de mese, că puțin nu suntem. Mai zic eu câteodată, dacă mă supăr odată pe cultul pentecostal și mi-adun toate neamurile, îmi fac o biserică, aproape că sunt în stare să concurez cu celelalte biserici. Dar zic așa în glumă numai. Aveam plin de mese puse în curte și eram toți la mese și bucuria lui mama era să pună un prosop, uitați aici așa pe mână, și mai avea unul băgat aici, la șort. Și nu lăsa nici o fică de ei, nici o noră, nimeni să o ajute. A zis, eu vreau să-mi aduc aminte de fiecare din voi de când erați copii. Și venea și zicea, auzi, eu țin minte că ție îți plăcea pipota, rânza, cum zicea, că nu zicea pipota, era țărancă. Ție îți plăcea rânza și maiul de la pui. Alea ți-am adus și îmi pune alea. La fiecare știa ce i-a plăcut. Mama ținea minte de atunci. Și atâta era de bucuroasă. Și noi serveam masa și ea nu se așeza la masă. Stătea undeva deoparte și ștergea ochii lăcrima și se tot uita la noi. Din când în când întreba, mai trebuie să pun ceva pe masă? Și nu mânca până nu eram toți gata servit. Atunci, undeva, la un colț, o vedeam și pe ea că servește, plină de bucurie. Plină de bucurie.
Îi plăcea foarte mult cântarea, eu cât și casa mea doresc, o Doamne, ție să slujesc. Și în gânaia cântarea aceea așa și mă gândeam, ce bucurie, săraci, oameni veniți de la țară, oameni care n-aveai garanția zilei de mâine sau a săptămânii viitoare, dar era bucurie și dragoste. Și asta făcea viața atât de frumoasă, atât de frumoasă. Spun câteodată nepoților mei, că acum copiii îmi cunosc toate întâmplările și le spun nepoților, atâta de frumoasă a fost viața mea de copilărie, uneori și aspectele care parcă erau mai dureroase au fost frumoase. Mi-aduc aminte când era să mă mănânce un lup. M-am dus cu copiii din sat că ceapeu o să mănânc pepeni. Și o pus cunctura de pepeni pe malul creșului alb, în cazul în care nu plouă, să poată trage cu pompe în apă din criș, să aude că la pepeni e nevoie de apă. Dar atunci când pepenii galben se coc, nu e nevoie de apă, că ăștia se compromite tot recorta, crapă, tot prednesc. Și tocmai când se coceau pepenii galbeni, au venit un puhoi de ploaie, s-a compromis tot recorta de pepeni galbeni, dar vorba bănățanului. Lipinițele astea sau lubinițele astea sunt rezistente. Se coc și mai târziu. Și am vorbit-o cu câțiva băieți să mergem să mâncăm pepeni acolo. Când ne-am dus, apă a dus podul, nu a mai fost pod la criș. Ceilalți au fost mai mari ca mine, repede, au sărit în apă, au trecut. Eu eram mai mic, dădeam eu de mâini, dar nu prea știam să not. Am luat-o pe mangul apă în jos, către Chișineu Criș, prima localitate era Cintei, și am zis, poate găsesc un loc undeva unde se pot trece. Și am găsit. Știți că pe vremea aceea, nu știți voi, că n-ați fost la țară, se topea cânepa, se băga în apă, se bătea parc, se punea noroi pe ea să se topească, pe urmă, când era toată topită, albă, o scoteau afară, o băteau cu melița. Ai, ce proces! Un proces tehnologic foarte lung, care numai țărâncele îmi știu. Și am găsit un loc de la unde a fost și cânepa și am trecut dincolo. Dar cum eu tot m-am dus și am trecut dincolo pe locul ăla, m-am depărtat de tarlaua de pepeni. Și deodată am văzut în fața mea o miriște de ors, s-o tăiat orsul. În stânga era lanul de porumb și undeva în dreapta au rămas pepeni în urmă. Dar culmea, direct în fața, lângă o tufă de spini, am văzut un animal, eu am zis că e un câine mare, sur, încovăiat și a început să rânjească la mine. Deodată am auzit paznicul de la pepeni că începe să țipe și să strige, lupul măi, lupul măi, și-a agita el un baston al lui și a trimis câinii să vină. Câinii fugeau, dar s-au oprit la o distanță de 15-20 de metri și mă trau de acolo, nu s-au apropiat mai mult. Și n-am mirat, rângea la mine, că eu când am auzit de lup, m-am speriat. Nu știu dacă ați fost foarte speriat vreodată, să vrei să mergi și să nu poți merge. Ridicam picioarele și nu puteam face pași. Așa pe loc, băteam la picioarele, parcă călcam apa în picioare să nu mă duc în jos. Și nu puteam să fac pași. Și eram așa de panicat și mă uitam. Și deodată animalul ăla a lăsat spinarea jos, s-a întors și a intrat în anul de porumb. Și omul a ajuns la mine, paznicul. Când a ajuns la mine a zis, ești bine? Nu ți-a făcut nimic? Nu, nu s-a întâmplat nimic, nu. Dar unde e omul care a fost lângă tine? Dar nu a fost niciun om. Cum să nu mai, copile? A fost un om. După ce eu am strigat, nu cum a apărut un om lângă tine. N-a fost domnule nimeni. Îmi chema Dregan Flore și spuneam, nu locuia departe de noi. Ba ce Flore, dar n-a fost nimeni. Măi, a fost un om lângă tine. A venit, a pus o mână la tine pe spate și a întins una spre lup. Și lupul în momentul ăla și-a lăsat spinarea jos și-a intrat în anul de porumb și-a plecat. Și a zis, dar eu n-am văzut pe nimeni. Măi, a fost lângă tine. Până seara tot satul știut că băiatul pocăitul, al lui șeful pocăiților, l-a salvat un înger de lup. Că l-a zis, zice, să știi că l-a fost un înger. Prima dată când am auzit pe tata predicând în Proverbe 14, a fost duminica. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Dar când a venit tata acasă seara, oamenii vorbeau, păi, uite, l-a salvat un înger, nu știu. Ei, la tata nu era de înger, v-am spus că el era patriar. O zic, mie, ce ai căutat acolo? Cine ți-o dat voie să te duci acolo? Păi m-am dus să mănânc și eu pepeni. Și? Ai cerut voie cuiva? Nu, nu vin încoa. Hai că-ți arată și lup și pepeni și înger. Și ce am primit? Am primit atunci și
Vreau să vă spun că, deși a fost dureroasă lecția aceea pentru mine, dar rămâne întipărit așa în mintea mea gândul acela că tata n-a făcut-o cu gând rău, a făcut-o în mod constructiv. Vreau astăzi și aici să știe fiecare membru a bisericii. Dumnezeu tot ce operează, operează în mod constructiv, nu cu gând rău. Dragostea lui depășește dragostea noastră. Dragostea omenească, știți, oamenii zic că hormonul dragostei e oxitocină și că ăsta rezistă la femei până la 7 ani și după aia gata, moare, la bărbat până la 5 ani și dacă nu se găsesc alte valori, foarte multe familii se destramă. Nu, cine o da definiția asta au greșit în totalitate. Dragostea e mult mai mult. Dragostea înseamnă sacrificiu, înseamnă acțiune. Zice Solomon în cântarea cântărilor 8:6, dragostea e tare ca moartea. Și eu nu odată l-am contrazis și am zis, habar n-ai, e mai tare și decât moartea. Am avut un caz când Valer Cosma a sărit în apă fără să știe, fără să se gândească că nu știe să note, fără să știe cât de adânc e mureșul acolo, fără să știe ce se poate întâmpla, a sărit să salveze soția, pe soția lui au salvat-o alții, dar pe el l-am scos după 3 zile la cotitura mureșului, la Pecica, înnecat de acolo. De ce? Pentru că a iubit-o și a sfidat și moartea. Vreau să vă spun că moartea a fost sfidată. Când Domnul Hristos a venit în lume să moară, tata a știut că moare, dar a știut că va fi biruitor și că va rezista și că va călca cu moarte pe moarte și că va lua mâinile lui căile morții și a locuinței morților. Și de atunci Hristosul nostru este biruitor în vecii vecilor, mărit să fie El. El ne-a trasat calea. El ne-a trasat drumul. El ne oferă odihna. Luați jugul meu că este bun și sarcina mea că este ușoară. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Hai să-mi copiem pe El în viața noastră și veți vedea că mergem înainte. Veți vedea că avem reușită. Veți vedea că uităm de oboseală. Uităm de problematica sofisticată și aglomerată a vieții. Mergem înainte. Când am făcut țintă din Domnul Iisus Hristos, întotdeauna în Hristos, cărarea aceasta care a fost trasată de El și când suntem în El și suntem pe cărarea aceasta, noi trăim prin credință. Noi trăim prin credință. În toate împrejurările, Pavel a trăit prin credință și zicea lui Timotei, știu bine în cine am crezut și știu că are să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Și când corabia era gata să se scufunde și când toți erau disperați, El a spus, un înger al Dumnezeului care eu îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a spus, nu te teme, Pavele, se pierde corabia, încărcătura, dar voi toți veți fi salvați. Și au fost salvați, căci gura Domnului a vorbit, că a fost un cuvânt profetic și așa s-a întâmplat. Când toți erau descurajați, Pavel spune, un înger al Dumnezeului căruia eu îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte. O, Doamne, lasă îngerii Tăi să tăbărască în jurul nostru. Psalmul 34 și să ne scape din primejdie. Căci îngerii lui Dumnezeu îndeplinesc ordinele lui Dumnezeu și sunt la dispoziția lui Dumnezeu. Să încercăm să copiem dragostea Domnului. Să încercăm să fim credincioși misiei pe care Domnul ne-a dat-o fiecăruia din noi, după modelul Domnului Iisus Hristos, întotdeauna, dacă trebuie, să fim gata și de suferință. Suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, zice Pavel în Romani, în capitolul 8, cu versetul 18. Se pot suferi și se pot sluji și în suferință. Întotdeauna Dumnezeu are în vedere ceva când te trece prin suferință. Zicea psalmistul că Dumnezeu zmerește inima prin suferință în Psalmul 107 cu versetul 12. Eu mi-aduc aminte când Lucian, fiul meu cel mare, el e de vârstă ta, Miriana, n-a avut 5 ani, a făcut o amigdalită, de acolo s-a ajuns tot gâtul lui să fie în puroi. Și era un medic bătrân la Arad, doctorul Pintea, și ne-a spus, dacă nu-l operăm, să știți că situația e critică, trebuie să-l operăm.
Când a auzit nevastă mea, cum, dar nu împlinit 5 ani, s-a operat așa de vreme, nu-i prea repede, dar nu-i un risc, da? Și a început ea, deși soția mea nu-i prea vorbăreată, dar atunci a prezentat o listă de motive pentru care ea credea că nu trebuie operat copilul. Și medicul a zis, treaba dumneavoastră, gândiți-vă că totul e puroi, gândiți-vă ce se poate întâmpla. Ne-a dus din nou în discuție, septicemia și alte probleme. Și eu am zis, domnul doctor, îmi operăm. Și nevastă m-a rămas așa mirată și a zis, da, te duci tu să-i spui că trebuie să... Da, mă duc eu și spun, stai miniștită. Copilul ăsta, de când a fost de 2 ani jumate, tot îmi cerea bicicletă. De unde se dau bicicletă? Casa nu era gata, știi, în ce an eram cu casa, se cumpăr eu lui bicicletă. Dar cum am zis, trebuie să fac un efort ca să-mi conving că vrea bicicletă. Și am zis, Lucian, tu mai vrei să-ți cumpere tata bicicletă? Și m-a zis, da, vreau! De care? Cu 2 roți sau cu 3? A zis cu 3, m-am bucurat că a fost mai ieftin, aia cu 2 era mai scumpă. Și am zis, uite, facem o înțelegere. Noi doi suntem bărbați în casă. Tu ești cel mai mare, ești fecior, eu tata, noi doi hotărâm. Uite, mergem la nenea doctorul, pune ceva acolo în gât la tine, face niște corecturi și tata îți promite. În ziua când nenea doctorul a terminat, tu ai bicicletă. Vai ce bucuros a fost! La câți ori venim la noi, la toți ne spunea, mie tati îmi cumpără bicicletă, îmi cumpără bicicletă. Numai că a trebuit să începem să mergem, să-i facem analizele, să mai facă ceva investigații și se apropia ziua când trebuia operat. Deși n-avea încă 5 ani împliniți, era destul de inteligent, a început să cunoască locurile. Și în dimineața, când a trebuit să mergem la operație, după ce mama s-a făcut baie, m-am luat în brațe, ne-am dus la tramvai, nu m-a mai interesat nimic. Orice mă întrebam, îmi răspundea cu da și cu nu. Și atât. Orice am vrut, nu comunica deloc. Cu toate că el vorbește cel mai mult acum, că dintre toți copiii mei, el e cel mai guraniv. Și așa a fost de mic, dar atunci nimic. Când ne-am apropiat și trebuia să ne apropiem de locul unde trebuia să aibă intervenția și unde operația trebuia să se facă, în acea policlinică, unde a fost policlinica specială, acum e policlinica mare în Arad, în piața Bou Roșu, a cunoscut locul. Am văzut că întoarce capul în stânga, în dreapta și după ce am traversat strada, s-a răsucit deodată în brațele mele, mi-a prins gâtul cu amândouă mâinile și a zis, tati, eu m-am hotărât. Ce te-ai hotărât? Nu mai vreau bicicletă. Dar am zis, dar de ce nu mai vrei bicicletă? Spune la tata, ți-e frică de operație? Și a zis, da. Am zis, Lucian, uite-te, mami deja plânge. Ne-am așezat pe bancă acolo. Vrei să încep să plâng și eu? Vrei să mergem acasă? El iubea foarte mult pe mama. Vrei să plângă și bunica? Nenea doctorul spune că dacă nu te operăm, se pot întâmpla lucruri mai rele. Și el m-a întrebat, ce, să mor? Zic, da, s-ar putea și să mor. Dar dacă mă operează, nu mor? Eu cred că nu. Și am început să-mi conving. Și după 10 minute s-a întors iar, m-a prins de gât cu amândouă mâinile, că zic, tati, te rog frumos. Atunci când nenea doctorul mă operează, să mă ții tu în brațe. A venit momentul când cu vocea necată, lacrimi și cu ochii scăldați, m-am ținut, i-au pus acea, îmi scapă denumirea acum, cu vată la nas ca să-l adoarmă și l-au luat și l-au așezat pe scaun, am ieșit afară. M-am dus spre magazinul de unde trebuia să cumpăr bicicleta să mă țin de făgăduință. Am cumpărat bicicleta și nici n-am așteptat să vin acasă. În salon i-am dus bicicleta acolo și am arătat, uite, bicicleta aici lângă tine. Dar zice, o duci acasă? Dar zic, stă cu tine aici. Am vorbit cu doctorul care l-a operat și a zis, lasă-i bicicleta aici. O zis, nu mă tem că o fură la noapte cineva, du-o acasă. Săracul se gândea, atât de mult și-a dorit ea bicicleta. Vreau să vă spun că Dumnezeu uneori trebuie să facă intervenții. Și ascultați-mă bine. Nenea doctorul operează și astăzi.
Dar spre deosebire de mine, care sunt un părinte muritor și Dumnezeu cel mare, El poate fi cu noi în momentele cele mai grele. Te vei trece prin foc, flacăra nu te va arde. Și te vei trece prin apă, râurile nu te vor neca, că Eu sunt Domnul. Isaia 43. Isaia 54:10. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine. Zice Domnul, care are milă și legământul meu de pace nu se va lua. Isaia 46 cu versetul 4. Te-am purtat și vreau să te mai port, să te sprijinesc și să te mântuiesc. Că e Domnul, e Tata, e Dumnezeu cel mare și puternic. Isaia a zis, în anul morții împăratul Iozia l-am văzut, stătea pe scaunul lui de domnie. Pornele mantiei îi umpleau templu, serafimii zburau și strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul oștirilor. Și tot pământul e plin de mărirea Lui. E Tatăl meu, e Tatăl tău, e Tatăl tău, e Tatăl nostru a tuturor. Indiferent prin ce trecem, indiferent cât de grea pare calea, indiferent cât de învechită pare, sau indiferent cât de inconfortabilă pare, nu uitați, a trasat-o Hristos al nostru. Și El zice, așa cum zicea Pavel altădată, călcat pe urmele mele, că eu călc pe urmele lui Hristos, să călcăm pe urmele lui. Treci prin foc, focul n-are putere să te ardă. Treci prin apă, râul nu te va neca. Nu se mută dragostea lui Dumnezeu de la tine. E Dumnezeul tău și e stăpânul nostru al tuturor. Tot cu Lucian am început și vreau să vă spun că tot el la școală când a fost întrebat de învățătoare și pe tine te duce taică-tu la biserică, a zis, da, și tu cânti cu pocăiții, da, și tu te rogi acolo, da, și cum era în vremea comunismului, ăștia toți se află cât mai multe. Și la un moment dat el obosit de întrebări nepus, a zis, tovarășa, să fie clar, la noi, la biserică, tata e șeful. Și a zis el că a spus cu astea toate, să fie clar, auziți-mă toți, la noi l-a pocăit tata-i șeful. Și cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. O, fie îndurarea Domnului peste noi, fie îndurarea Domnului peste biserica aceasta, fie îndurarea Domnului peste fiecare la sărbătorile ce vin. Și dacă ne mai dă Domnul un an, să fie un an de îndurare. Mergeți pe cărarea cea bună, trasată de Hristos și veți găsi odihnă în toate. Amin.